Bună ziua, dragii mei! Sunt Diana Mămăligă și alături de colega mea, Natalia Moglan, vă invit la încă o lecție în care vom vorbi despre realism. Desigur, cu opera noastră de referință, Amintiri din copilărie, și subiectul lecției noastre de astăzi este viziunea obiectivă și subiectivă în evocarea copilăriei, având ca operă de referință Amintirile din copilărie ale lui Ion Căreangă. Să încercăm un acrostih din cuvântul copilărie. Cum ne reușește nouă? Curiozitate, obârșie, prietenie, iubire, libertate, armonie, refugiu, inocență și euforie. Stare pe care o trăiește orice copil în moment de maximă fericire. La sfârșitul lecției noastre de astăzi, fiecare din noi, din dumneavoastră, va fi capabil să cunoască autori și opere literare consacrate care abordează tema copilării, să definească concepte de viziune obiectivă și viziune subiectivă, să interpreteze viziunea obiectivă sau și subiectivă autorului în evocarea copilăriei și să-și exprime punctul de vedere vis-a-vis de problemele pe care le abordează textul. George Călinescu spunea: copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieții noastre. Avem o mulțime de opere în literatura universală care invocă fascinanta epoca copilăriei. Huckleberry Finn, de Mark Twain, aventurile lui Huckleberry Finn, și desigur același autor care vorbește despre aventurile lui Tom Sawyer, Charles Dickens, care ne povestește istoria lui Oliver Twist, Charles Dickens, care povestește istoria lui David Copperfield, Victor Hugo, care a dat o parte semnificativă din al doilea volum al romanului Mizerabili și a acordat destinilor lui Gavroche, a fetiței Cosette, Fyodor Dostoevski, care a scris romanul Adolescentul, scriitorul rus Aksakov, care a făcut povestea Alinkin Svitocic, și Barbu Ștefănescu de la Vrancea cu opera Bunicul și Bunica. Desigur că vom pomeni aici și Mogâldea lui Alexandru Vlăhuță. Toate aceste opere invocă universul copilăriei, perioada aceasta care este începutul constituirii personalității omenești. Perspectiva narrativă. Vorbim acum despre Amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă. Cum se proiectează această perspectivă narrativă? Pe de o parte avem o perspectivă narrativă obiectivă. Vă spuneam în una din lecțiile anterioare că naratorul matur Ion Creangă uneori se implică în discursul lui Nica, lui Ștefana Petrei de atunci, cu perspectiva de acum, comentând sau explicând unele din expresiile copilului Nică. Astfel, naratorul este pe de o parte omniscient, neutru și foarte detașat și are o viziune din dărăt, adică se focalizează pe zero. Perspectiva narrativă subiectivă vorbește acum prin intermediul personajului narator. Nică, cel mic, vorbește și își spune părerile. Are o viziune împreună cu, adică se focalizează intern. Și o perspectivă narrativă impersonală, care nu este racordată nici la personajul care povestește, nici la cel care urmărește povestitorul. Este o viziune din afară, adică este un fel de narator-martor. Perspectiva narrativă în Amintiri din copilărie. În primul rând avem o voce de autor, marcată prin discursul retoric al operii, manifestat prin secvențe introductive ale primelor trei capitole, prin adresările către cititor sau prin comentariile cu caracter meditativ, făcute din perspectiva timpului autorial. Avem astfel segmentele: hai mai bine despre copilărie să povestim, că cea în singură este veselă și nevinovată și drept vorbind acesta e adevărul. Sau altă, un alt segment care tot ilustrează vocea asta autorială. Stau câteodată și mi-aduc aminte despre ce vreme și ce oameni erau în părțile noastre pe când începusem și eu, drăgăliță Doamne, am ridicat la casa părinților mei din satul Humulești. O a doua nuanță, povestirea propriu-zisă, exprimată de personajul narator, cu plăcerea reconstituirii emoționale a întâmplărilor. Acest registru narrativ se dezvoltă mai multe povestioare autonome, ca subiect care se reconstituie, din care se reconstituie universul copilăriei, atât în ceea ce privește experiențele decisive ale povestitorului, cât și istoria locurilor conservată în memoria colectivă. Autorul retrăiește evenimentele reper care l-au marcat psihologic, confruntarea cu moartea în timpul epidemiei, rușinea că a fost prins furând cireșe, disperarea de a străbate satul în dezbrăcat în chindic când mama l-a lăsat fără haine pe malul Iazului, fiindcă cele mai multe sunt colective, pățanile lui Nică se pot atribui de fapt oricărui copil, adică este vorba despre un copil universal.
Ce fel de repere de interpretare avem atunci când vorbim despre perspectiva narrativă? Să remarcăm în fragmentul pe care îl avem alăturat viziunea naratorului asupra universului mirific al copilăriei, luminată de dragostea scriitorului pentru satul lui Humulești ca imaginea paradisului pierdut. Să argumentăm că fragmentul propus se încadrează în eterna reîntoarcere în paradisul pierdut al vârstei inocenții. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul copilăriei mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o sfoară de motocei la capăt, de crapau mâțile jucându-se cu ei, la prichiciu vetric cel humuit din care mă țineam când începuseam a merge copoțel, la cuptorul care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri jucării plini de hazuri și farmec copilării, parcă îmi saltă și acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era atunci că și părinții și frații și surorile mi erau sănătoși și casa ne era îndestulată. Și copiii și copiii medieșilor rădea pur de petrecere cu noi și toate mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă erau toată lumea a mea. Și eu eram vesel ca vremea cea bună și turlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Ce este important? Observăm cine narează întâmplările prezentate. Este cea mai potrivită sugestie să atragem atenție la verbele textului. Mă țineam, mi-amintesc, era, deci avem o parte invocată la timpul prezent și o parte la timpul trecut. Ce ne comunică textul? De fapt, ne comunică într-un fel liric, dar destul de realist, nostalgia pe care o trăiește naratorul de azi pentru copilul care a crescut ieri la Humulești. Ce sensuri conține textul? Haideți să vedem împreună cu dumneavoastră. Este vorba despre o reactualizare a spațiului în care a crescut copilul. Este sensul dorului de copil, adică dorului de revenire la timpurile în care a trăit fericit. Este vorba despre o copilărie împlinită. Să încercăm anumite repere de interpretare. Avem fragmentul. În toiul totului a fi trecut la mijloc vreo jumătate de ceas cât a zăbovit mama acolo, mai vreo 3-4 de când fugisem de acasă și ar fi trebuit să înceapă mi se pune soarele drept inimă, după cum se zice, căci era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care mă aflam, fiind cuprins de fericire, uitasem cât mai trăiesc pe lume. Cum comentăm acest fragment? Deși evident dramatice, întâmplări din copilărie sunt narate cu umor. Ca și când scriitorul ar înregistra un spectacol al cărui personaj este doar lui cunoscut. De aici și distinția tranșantă între autorul matur și personajul povestitor Nică. Emoția degajată de plăcerea pe care o conferă libertatea în sine domină narațiunea. Astfel încât evenimentul narrativ se află întotdeauna pe planul al doilea, căci în cazul lui Creangă nu contează ce povestește, ci felul în care o face. Fluxul epic este subordonat fericirii de a trăi fericirea. Cuprins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe lume. Această uitare de sine specifică jucătorilor împătimiți constituie dimensiunea principală a povestirii. Avem uneori narațiuni care reconstituie un eveniment de demult, care stau sub semnul obiectivității. De exemplu, narațiunea segmentului despre dealul omului. Și de atunci a mers lui Ciubuc numele de omului vod, încât și până astăzi un deal din partea dinspre plotunul, unde este mai mult așezat lui Ciubuc, se cheamă dealul omului. Sau despre frumoasa Nătălița și câte oștiri străine și o droaie de cătani, călări, tot nemți în cei mari, îmbrăcați numai în fir, au trecut prin vremea copilăriei mele cu sabiile scoase prin Humulești spre mănăstirile de maici după Nătălița cea frumoasă. Și au făcut nemții mare tărăboi prin mănăstiri și au răscolit de-a fir apăr toate chiliile maicilor, dar n-au găsit-o căci și biciul privighetorului pârvă din Târgu Neamț putea să tăinuiască la nevoie o domniță. Ce spune critica literară în acest sens despre opera Amintiri din copilărie? George Călinescu invocă în istoria literaturii. Amintiri din copilărie este o carte care reconstituie mitul copilăriei ca stare permanentă de joc, sărbătoare, voie bună, candoare și exuberanță. Sau, cum afirmă Paul Cornea, Creangă este pictorul incompatibil al unei umanități care nu și-a irosit copilăria. Fiindcă forța lui cosmică constă în capacitatea de a sugera farmecul inefabil al vârstei. El, neavând de spus despre copilărie mai mult decât alții, dar o spune mai altfel. Chicotul lui este mai plin, sună ca o voce minunată distinsă într-o gloată. Pentru finalul acestei lecții, vă aduc iarăși propunerea unei provocări. Dați exemple de locuri care v-au marcat copilăria până acum sau în care ați avut parte din întâmplări memorabile. Menționați cum v-ați simțit la acele momente și prezentați într-un reportaj o întâmplare deosebită, reală sau imaginară din copilăria dumneavoastră. Vă mulțumesc și nu uitați, niciodată nu este târziu să te mai simți puțin copil. Cât trăiește copilul din voi, trăiți și voi înși vă. La revedere!